Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, și-a anunțat sprijinul total pentru unitățile de învățământ, susținând că dorește să continue proiectele de extindere a școlilor, a terenurilor de sport, de atragere de fonduri necesare pentru învățământ și dezvoltarea bazelor. Bogdan Loghin și-a anunțat susținerea în cadrul unei ședințe cu toți directorii instituțiilor de învățământ gimnazial și liceal din Rădăuți. Edilul municipiului Rădăuți a arătat că în cadrul ședinței s-au dezbătut teme importante, cum ar fi bugete, necesități și priorități, stadii de realizare a unor lucrări sau proiecte demarate anterior, proiecte de viitor. Primarul municipiului Rădăuți a cerut lămuriri privitoare la desfășurarea cursurilor online și situația bazelor materiale și și-a manifestat dorința ca tineretul să fie îndrumat, dacă nu către sport, măcar spre o formă elementară de gimnastică zilnică. Bogdan Loghin a cerut la final suportul directorilor pentru a se constitui un consiliu al elevilor, care să fie o punte de legătură între doleanțele tinerilor și executivul local.